Locuitorii din satul Răciula, raionul Călăraș, sunt în febra căutărilor de lemne pentru iarnă. Deși prețul oferit de întreprinderile silvice pentru lemnul de foc este unul sub cel al pieței, oamenii spun că sunt dezamăgiți de noua politică de achiziționare. Pe lângă faptul că pot cumpăra cu preț redus doar până la 3 metri cub de lemne, ei sunt nevoiți să plătească și pentru transportarea acestora de la ocoalele silvice. De altă parte, autoritățile dau asigurări că stocurile de lemne vor fi suficiente pentru toți doritorii. Familia Mutu din satul Răciula spune că pentru iarnă are nevoie de 6 metri cub de lemne, dublu față de cantitatea oferită de autorități. Vrem lemne, da. Dar lumea zice că se duce, dar numai cu 300 la 1000, 300 de metri, e puțin, foarte puțin. Și mașina te costă 500-600 de lei. Mă duc eu la păduri, e o problemă mare. Eu sunt în vârstă, trebuie să iau niște băieți cu mine. Mai scurt, un sclav de metri de lemne ajunge ca și așa de la piață cu 1500 de lei. Și alți săteni au înțeles greșit că lemnele urmează a fi distribuite gratuit, iar acum se tem că nu le vor ajunge lemne de foc. Ne ducem la păduri să le aducem, scătăm oameni, transport, de unde pot să găsesc? Nu pot să găsesc. Nu știu, ei gândim ca să aduc aici, sunt idei. Eu sunt pensionar, zbădană. Nu știu ce să fac. Perestele să le stupăm, așa stăm așa, îmbrăcați, colțuni de lână. Cum altfel să trăim? Pentru că cererea de lemne de foc este mare în această perioadă, primăriile au întocmit liste de așteptare. Beneficiarii pot cumpăra până la 3 metri cubi direct de la întreprinderile silvice cu achitarea transportului. Oamenii depun cereri la primărie, pe urmă trebuie să adresez la ocolul silvic. Prețurile lemnului moale, metru stern, 350 de lei și lemnul tare, 650. Am introdus această limită de 3 metri steri pentru prima tranșă pentru gospodării. Avem și acest sistem prin care primarii lucrează cu comunitatea ca să identifice care sunt persoanele care au nevoie de ajutor. De asemenea, suntem în proces de creare a unei linii verzi pentru cei care se confruntă cu probleme în acest domeniu și un site specializat. Autoritățile își propun să asigure cu lemne de foc circa 650.000 de gospodării, în special persoanele nevoiașe. Este vorba despre un volum de 1 milion de metri cubi de lemn ster.